Ce vedeți aici este protestul făcut de fermieri care s-au cam săturat de poveștile lui Daia. Oamenii sunt nemulțumiți că s-au negociat aiurea în Comisia Europeană despre gubirile pentru România. Am primit mai puțin decât bulgarii și nu din cauza bulgarilor, nu din cauza ucrainilor sau Comisiei Europene, ci pentru că atât a înțeles aparatul din minister să trimită ca date concrete la Bruxelles. Dacă tu ai cerut și ai zis X, Bruxelles ți-a dat X. Și apoi vii și dai, evident, vina pe Uniunea Europeană, că tu ești Daia și Uniunea Europeană are o mare vină că nu stă cu tine în birou să vadă dacă 2 plus 2 fac 4 sau, nu cum ai scris tu, 2 plus 2 fac 1. Sunt, cred că, peste 100 de fermieri. Le vedeți utilajele, tractoarele, sunt utilaje de sute de mii de euro. Oamenii și-au băgat toată energia, toți banii, unii cu datorii imense, da? Dar degeaba. În România n-ai ce să faci cu chestiile astea. În România trebuie să fii fraier, așa zic fermierii, să mai faci agricultură, în condițiile în care la minister sunt tot felul de birocrați care nu au văzut în viața lor un cucuruz sau o cultură de grâu. Hai să vedem care e situația acum și motivul protestului. Motivul protestului este foarte bine de zis. Avem nevoie de a rezolva problema cu traficul de cereale, din intrarea cerealelor din Ucraina, să găsim o cale prin care să putem ajuta și pe ucraineni, dar nici să nu ne tăiem noi craca de sub picioare. Pactul verde semnat cu Uniunea Europeană care ne dezavantajează, nu s-a negociat cum trebuie. Și multe alte probleme, astea doar vârful icebergului din agricultură, ce se văd, multe alte probleme și una aș da exemplu, legea cadastrului care trebuia în 2018 să avem cadastrul terminat. Uniunea Europeană ne-a mai aprobat 2 ani sau 3 până în 2021 ca să putem primi subvențiile după cadastru, nici în ziua de azi nu este rezolvat. Iar domnul ministru Daia umblă ca bezmeticul pe câmp, vezi, doamne, ca aia. El trebuie să stea în birou și să facă strategiile și politicile agricole pentru fermieri. Nu s-a umblat ca un bezmetic pe câmp. Bun, și ce crezi că se va rezolva cu protestul? Dacă nu se rezolvă nimic, asta e doar încălzirea. Și va fi o vară foarte fierbinte. Promitem. Cum ți se pare suma asta de 10 milioane și jumătate de euro? Eu aș propune fermierilor să renunțăm în semn de solidaritate unul cu altul, că nu suntem batjocura nimănui. Dacă atât a putut negocia guvernul României, nu vie să-mi spui povești că nu se putea mai mult. Se putea, dar trebuie să ai oameni care să poată să meargă să discute la Bruxelles și să meargă argumentat și tehnic, nu cu povești. Cumpărați produse românești. Am mai repetat odată, cu produsele românești, când a dat banii cele 10 milioane de 500 de mii de euro la morar, putea să zică și atunci, bă, mâncăm grâu românesc. Dar atunci s-a tăcut. Nu-i pericol să spună unii că asta e un protest împotriva Uniunii Europene, etc. Nu, deci încă o dată repet, noi nu protestăm împotriva Uniunii Europene, da, sunt niște greșeli făcute
și de către Uniunea Europeană, care trebuie să stai de vorbă cu noi și să le renegociem, să discutăm, argumentat, pe hârtie, dar eu zic că tot ce e de vină nu este de vină vecinul în casa ta, este de vină familia ta, adică soțul și soția, iar în cazul nostru, ministerul. Am înțeles că îi se caută deja înlocuitor lui Daia. Ce ar trebui să facă nou ministru al culturii? Noul ministru agriculturii ar trebui să-și caute în primul rând niște consilieri din rândul fermierilor, fermieri care într-adevăr au experiență în câmp, nu povestitori, să se aplace asupra problemelor, să ne asculte și să încercăm împreună să găsim soluțiile cele mai optime pentru a rezolva problemele. Eu nu înțeleg, la irigație suntem zero, la cadastru suntem zero. Voi n-ați fost chemați niciodată la minister. Băi băieți, ce ar trebui să facem? Când era domnul Oros ministru, avea loc întâlniri, vinea la Cluj și în țară mai întreba problemele, pentru care sunt problemele, cum le poate rezolva. Nu prea sunt discuții. Domnul Daia le știe pe toate. Vrem să ne dea ajutorul de război și la vacile de carne. Că linia frontului e la aceeași distanță față de vacile cu lapte. Să nu ne discrimineze și pe noi. Dar acum care e baiul? Păi baiul că nouă nu ne dă, numai la vacile cu lapte ne dă ajutorul de război. Și noi suntem la aceeași distanță de război ca și aia las ce primesc la vaca de lapte. Păi suntem impactați, pentru că chiar dacă suntem și fermieri și zootehniști, suntem impactați și noi, când ne producem cerealele și le producem la costuri foarte mari, le producem la costuri foarte mari și piața nu poate să... Bun, și atunci, care e problema lui Daia în față, în chestia asta? Acum, care e problema? Nu trebuie să ne gândim la o strategie națională. Aia trebuie să faci. Să ne gândim, că noi numai atât stingem incendii. Nu ne uităm la cauză. Ce cauza trebuie care este? Trebuie aduși oameni competenți, noi să fim consultați, să facem grupuri de lucru și să gândim o strategie națională, la nivel național. Nu tot ce are ișcolo când avem câte o problemă, să pomană. Ci și au dat un exemplu în chestiunea cărții funciare, cadastrări. Adică Uniunea Europeană ne-a dat niște bani nerambursabili să facem până în 2018 cadastrarea. Da? Noi n-am făcut-o, au zis, bine, vă mai dăm încă 2 ani până în 2020. N-am făcut-o nici în 2020, iaca nu-i gata, nici în 2023. Și povesteau fermierii că asta are legătură directă cu banii pentru irigații. Dacă n-ai cadastrat un teren, tu nu poți să mergi la Uniunea Europeană să spui, știi, vreau să irig de la salcâmul ăsta până la, nu știu, până la salcâmul ăla. Nu. Aici trebuie totuși niște date tehnice care să fie normale în secolul 21. Adică o cadastrare, există sateliți care îți arată exact unde e poziția terenului, etc., etc. Deci, practic, spun fermierii, acum, la prima lebădă neagră, vedem că nu s-a făcut aproape nimic în agricultură, ca politici agricole, și domnul Daia este la al 5-lea mandat. Și ei nu înțeleg de ce. Este o întrebare la care nu cred că poate răspunde cineva. Mai este o problemă. Am văzut discuții foarte aprinse, foarte revoltați fermierii din Cluj, că un partid, AUR, a încercat să privatizeze în folos propriu acest protest. Au sunat deja, sună pe la toate punctele de protest, da? Diverși deputați, diverși manageri de ăștia de putere, care încearcă să se lipească, așa cum este la Galați, de exemplu, cu un domn deputat AUR, încearcă să se lipească de protestul onest al fermierilor. Dar, repet, în primul și în primul rând și la orice discuție cu un fermier, cel puțin aici unde am fost eu, în Cluj,
prima frază este asta. Nu este un protest împotriva Uniunii Europene, nu este un protest împotriva Ucrainei. Foarte de reținut fraza asta. Am revenit la Cluj, bine v-am regăsit. Am fost la protestul fermierilor, ați văzut ce e acolo. Discuția este foarte simplă, soluția ar fi existat dacă ministrul avea cap și nu cucuruz în loc de cap. Da? Adică, ce spun fermierii, putea să existe o taxă de tranzit, o taxă vamală de tranzit. Problema fundamentală este că au intrat ca tranzit cerealele din Ucraina și n-a fost niciun tranzit. 54% din cereale din Ucraina, spun fermierii, că vin prin România, doar că nu mai este tranzit, ci multe s-au oprit aici. Și atunci, spun fermierii iarăși, dacă exista taxa de tranzit, da, vin 100 de tiruri. 100 de tiruri plătesc la intrarea în România vamă, pentru tranzit. Când au ieșit din România, iau bănuții ăștia înapoi. Practic, ce făceai? Respectai chestiunea de la început. Aia în care s-a spus foarte clar, trebuie să asigurăm tranzitul pentru cerealele din Ucraina. Nu s-a întâmplat așa. Ministerul nostru s-a uitat după greieri, după tot felul de lăcuste și cam asta s-a întâmplat. Bun, mergem la a doua parte. Ce s-a întâmplat după protestul fermierilor? Primesc un mesaj de la Pojoga. Sabin, vezi că AURU încearcă să privatizeze în folos propriu protestul oamenilor, necazurile oamenilor, frustrările oamenilor. Bun, și ce văd? Undeva pe la Galați, un domn deputat PSD postează și el ca și cum ar fi fermier, ca și cum el ar fi organizat. Ăștia sunt auriștii. Adică întotdeauna încearcă să preia nemulțumirile populației și să le pună cu eticheta lor. Mai mult decât atât, mă gândesc la următorul lucru. Eu am vorbit acum o jumătate de oră cu Anatol Cealaru, da, fostul ministru al apărării din Moldova. Va fi prezent în emisiunea de luni, seara, de la ora 23, pe Prima News, pentru că vorbim despre AUR, despre legăturile acestui partid cu FSB-ul, cu fostul KGB rusesc. Atunci când vine un fost ministru al apărării din Moldova și un general ucrainean, o să încercăm să intrăm în legătură și cu generalul ucrainean, și vorbesc despre întâlnirile lui Simion, cel puțin una, cel puțin, da, cu agenți secreți de la Kremlin, înseamnă că avem o problemă. Și probabil de asta încearcă să monetizeze din frustrările oamenilor de aici, din România, și din Moldova au încercat, dacă li s-a dat un șut în funduleț și gata a fost. Bun, încearcă să preia nemulțumirile ca să pună Batista pe țambal în chestiunea întâlnirilor cu serviciile secrete rusești. Eu mă întreb următorul lucru. Păi, dacă se știe, dacă ăla din Ucraina știe, dacă șalarul din Moldova știe, oare ai noștri nu știu? Pentru că s-ar încadra la partea specială, nu știu dacă mai există partea specială a codului penal sau în partea ordinară, partea obișnuită, okay? Acolo de unde faci de la 25 de ani de pușcărie pentru trădări, pentru tot felul de lucruri de genul ăsta. Ori aici suntem într-o dilemă. Practic, extremiștii ne bat cu armele democrației. Libertate de exprimare? Da, sigur că da. Noi vrem să fim conspiraționiști, nu contează că mor oamenii în spitale. Libertate de exprimare? Vrem să fim conspiraționiști? Nici dracu nu v-a pus o lăcustă în farfurie sau un greiere în ciorbă, dar noi urlăm ca să fiți voi cât putem lua împotriva Uniunii Europene, împotriva NATO. Madame Șoșoacă la fel cu Roexit-ul. Scrie foarte clar în Constituție, suntem partea Uniunii Europene, legislația europeană este peste legislația românească, practic suntem parte a blocului euroatlantic. Și orice discuție despre Roexit ar trebui să intre în contradicție, cel puțin așa spune Constituția, cu însăși Constituția. Lucrurile astea nu se întâmplă, se merge mai departe, probabil dintr-o inerție de aia, așa cum merg și politicile publice românești. Stăm, vedem, analizăm, evaluăm și vom vedea ce o trăi. Să aveți o zi minunată, rămânem în legătură!